întotdeauna în spatele unei culturi mari se găsește o alta, neobservată, uitată, uneori ignorată cu bună știință. Civilizația europeană, care în ultimele secole s-a impus ca model pentru întreaga planetă, își are rădăcinile în civilizația greco-romană. Atâta doar că bătrânii și înțelepții greci au și ei rădăcinile lor în civilizația traco-getodacică. Cea mai bună dovadă o constituie figurile unor mari zei, ca Apollon și Dionisos, importați de la nord de Dunăre, din ținuturile pe care numeroși mitografi și logografi ai antichității le numeau Hiperborea. Istoricii ai civilizației consideră că la sfârșitul glaciațiunii Würm, adică acum 14.000 de ani, spre deosebire de restul Europei pustiită de lunga iarnă polară, în podișul Transilvaniei și în zonele învecinate a apărut un excedent de populație care a migrat radial în toată Eurasia. Noi veniți au colonizat o zonă imensă, ce se întindea din peninsula scandinavă până în Grecia și Spania, până în India, ajungând chiar și în Egipt, după ce au trecut prin Asia Mică și Mesopotamia. Istoricii de școală germană au studiat și ei acest fenomen, pe care l-au numit Marea Migrație Ariană, care a avut drept consecință fondarea unui mare imperiu. În opinia lui Nicolae Densușanu, eruditul autor al monumentalei și controversatei lucrări Dacia Preistorică, fondatorii acestui prim imperiu universal din istoria omenirii sunt pelazgii. Ei au fost cei dintâi care au adunat în societate familiile și triburile răspândite prin caverne, prin munți și prin păduri, au întemeiat sate și orașe, au format cele dintâi state, au dat supușilor lor legi și au introdus modul lor de viață mai blând. Grecii acordau pelasgilor atributul de divin, iar Densușanu considera că zeii, titanii și eroii din mitologia greco-romană, ca și din cea egipteană, nu sunt altceva decât suveranii marelui imperiu pelasg, ale căror fapte impresionante le-au asigurat, prin intermediul memoriei colective, nemurirea. Cel dintâi rege al pelasgilor a fost Uranus, sau Uran, căruia Densușanu îi traduce numele prin Munteanul. El a domnit peste nordul și estul Europei și peste Egipt. Cunoscut și sub numele de Pelasgos, el s-a născut în Țara Cea Neagră. Interesant este că vechiul nume al țării românești, păstrat încă de Biserica Ortodoxă Română, era Ungrovlahia, adică Valahia Neagră, al cărei suveran arhetipal era Negru Vodă. Iar numele vechi al Moldovei, care mai apare încă la prințul Dimitrie Cantemir, era Bogdania Neagră. Marea noastră este și ea neagră. Blazoanele celor două țări românești conțin misterioase capete negre. Țara românească are trei capete care privesc la dreapta, iar Moldova două capete negre înfipte în două chei încrucișate. Lăsând deoparte speculațiile târzii și eronate referitoare la victoriile prinților români asupra musulmanilor, o legătură corectă s-ar putea face cu credința pelasgilor că s-ar fi născut din pământ. Pământul fiind negru, a rezultat simbolica numelui țărilor ca și prezența unor capete negre pe blazoane. În istoria lui mitică, Nicolae Densușanu descrie marile momente ale mitologiei pelasge, tumul eroilor, mormântul lui Ahile și templul lui Apollon, sau mănăstirea cea mare cu nouă altare, din insula Leucheia, sau Leuce, insula albă din Marea Neagră, numită astăzi insula șerpilor. Brazda lui Novac, identificat de autorul Daciei preistorice cu Asa sau Osiris, cum l-au numit grecii, simulacrele megalitice ale divinităților pelasge din Carpați, Sfinxul din Bucegi, care se mai numea și Sfinxul lui Neag, văzut ca prototip al celui de la Gizeh, și multe altele. Nu în ultimul rând, însă, Densușanu descrie și vechiul alfabet pelasg, din care au derivat alfabetele fenician, grecesc și roman, precum și runele germano-scandinave. Descoperirile arheologice ulterioare a apariției Daciei preistorice, 1913, aveau să arate că o bună parte dintre aceste semne erau folosite de creatorii culturii Vința Turdaș, a căror scriere a fost analizată de celebra Maria Gimbutas în lucrarea sa Vechi civilizații europene. Până în secolul trecut,
Vechile litere pelasge mai erau încă folosite de plutașii de pe Bistrița, care nu le mai cunoșteau însă valoarea fonetică și le foloseau ca semne distinctive pentru cherestele și lemne de construcție pe care le transportau. Alfabetele nu se nasc din senin, fiind precedate de sisteme de scriere criptografică, cum ar fi hieroglifele egiptene și maiașe, care, la rândul lor, își au originea în semne și simboluri cu caracter ezoteric, pline de semnificații care pot fi încă descifrate. Mai mult încă, aceste simboluri reconstituie istoria unei cosmogonii, așa cum era ea văzută de îndepărtații noștri strămoși. Mitologia pelască devine mai târziu mitologie getodacă, a cărei succesoare este mitologia populară românească. Sculptate în lemn și uneori în piatră, brodate pe haine, semnele tainice ale vechilor pelasgi mai povestesc încă o istorie sacră a creației. Bineînțeles, pentru cei ce știu să asculte și să vadă. Cercul este semnul eternei reîntoarce, al timpului, care este ciclic. Spre deosebire de timpul istoric, liniar, punte între ce a fost și ce va fi, timpul mitic este un timp al repetabilității, orientat ritual către origini. Este un timp al eternei întoarceri la izvoare și rădăcini, la momentul inițial al creației. Nu este un semn întotdeauna retroactiv, este uneori și prospectiv. Vreme trece, vreme vine, tot ce-a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Viața, moartea și renașterea sunt deopotrivă conținute în acest semn. Toate marile calendare ale protoistoriei, Sarmisegetuza, Stonehenge, a căror asemănare de formă și funcțională a fost remarcată de arheologul britanic Richard Atkinson, profesor la Universitatea din Cardiff, Avebury, Amen, Macea sunt circulare, sugerând reprezentări ale zilelor, anilor, cercurilor zodiacale, ba chiar ale succesiunii erelor astrologice. Preoții de la Sarmisegetuza și Stonehenge erau și buni astronomi, care, folosind cum trebuie facilitățile tehnologice ale marilor sanctuare, sanctuare calendar, unde oficiau, puteau să prevadă chiar și eclipsele de soare și de lună. Sărbătorile religiei vechi, păstrate în zonele locuite de celți din insulele britanice, nordul Franței și, mai recent, în Statele Unite, sunt, de fapt, repetări ale nașterii Universului sau a unui zeu solar, a morții și a renașterii lui. Simbolistica solară a cercului este foarte evidentă la pelasgi, getodaci și români. În fond, asemănarea cu discul solar este mai mult decât evidentă. La fel și cu luna plină, fenomen astronomic ce marchează succesiunea unor cicluri resimțite direct în plan biologic. Cercul ca simbol solar își are reprezentarea sa și în dans, hora. La origine un dans sacru, hora se juca la răsărit. În sensul mișcării aparente a soarelui pe cer, se deschidea în spirală pentru a urca din vale pe înălțime și se recompunea în cercuri concentrice care se puteau roti și în sensuri opuse, redevenind un cerc mai mare. Ridicarea mâinilor în dans, inițial desprinse și apoi prinse din nou în joc, era o preamărire a soarelui, o formă de adorație, iar baterea pământului cu piciorul era un act prin care era fertilizat de energia solară. Bate hora din picioare, să răsară iarăși soare. Bate hora tot pe loc, să răsară busuioc. Se poate trage deci concluzia că hora era și un act magic, menit să alunge întunericul, să risipească tenebrele și să invoce lumina izvorâtă din soare, ochiul lui Dumnezeu. Și nu trebuie uitat faptul că forma rotundă a acestei planete, pe care locuim,
nu este o descoperire a acestui mileniu. Cei vechi știau mai multe decât ne închipuim. Până acum 40 de ani, țăranii din munții Orăștiei întâmpinau răsăritul soarelui cu o horă, adunându-se de cu seară ca să ajute soarele nou să răsare la echinocțiul de primăvară. La prima vedere, acest semn poate părea o reprezentare schematică a atomului de hidrogen, elementul cel mai răspândit din univers și cărămida de bază a fizicii atomice. Însuși, soarele își datorează energia reacției de fuziune dintre atomii de hidrogen, în urma căreia se formează heliul, cel de-al doilea element chimic. Oare îndepărtații noștri strămoși cunoșteau fizica atomică? Se poate încerca o trimitere la filozofia asiatică, hindusă și chineză, cu unicul sau primul care s-a creat pe sine din neant, din haosul primordial, și apoi s-a divizat, asigurând nașterea diversității prin diviziuni repetate. În plus, Eurasia a fost divizată din punct de vedere cultural de o linie orizontală, ce o împărțea într-o zonă nordică și una sudică, și nu de o linie verticală, situația apărută de-abia în ultimul mileniu, care o divizează în est și vest. Dacii erau un popor de cultură nordică, la fel și pelagii predecesorilor. Dar acest semn poate fi și reprezentarea unei legende populare românești. Se știe că folclorul conservă extrem de bine elementele vechilor religii despre creație. După ce Dumnezeu, care apare în basme și sub numele de Fârtatul, a luat un pumn de pământ de pe fundul oceanului primordial, pe care tot el l-a desprins din haos, l-a transformat într-o insulă. În centrul acestui prim pământ a plantat arborele cosmic, ale cărui rădăcini ajung până în lumea infernală și al cărui vârf ajunge în ceruri. La adăpostul acestui arbore cosmic, un brad în legendele românești, un stejar sau frasin în cele scandinave, creatorul a adormit pentru prima dată. Arborele cosmic era considerat de către cei vechi adevăratul axis mundi, osia lumii, pe care se sprijină cerul. El a devenit în folclorul românesc columna cerului sau stâlpul cerului. Semnul apei este același pretutindeni în lume, dând apă la moară adepților teoriei difuziunii culturii, care susțin că toate civilizațiile își au originea în una singură. Se vorbește aici de legenda Atlantidei, dar și de vechea Dacie, despre Egipt și despre insulele britanice, ca Atlantide de substituție. Semnul apei apare nu numai în scrierea hieroglifică egipteană, ci și în casele țăranilor români, sculptat în lemn, brodat pe pânze, țesut în covoare, sculptat în piatră. Râurile, lacurile, Dunărea, Marea Neagră, apa Sâmbetei, apa Duminicii, populate de animale fantastice și de duhuri, sunt reprezentate astfel. La fel și creația lumii făcută de Dumnezeu, de fârtat din materia primă extrasă de pe fundul apelor primordiale. Un accident tehnologic are drept consecință apariția